Cancelarul german Olaf Scholz se află în centrul unui scandal care vizează o fraudă fiscală. Oficialii guvernamentali spun că ar fi vorba despre aproape 100 de bănci de pe 4 continente și cel puțin 1000 de suspecți care sunt implicați. Mâine Olaf Scholz urmează să se confrunte cu parlamentarii locali din Hamburg, pentru că o parte din aceste fraude ar fi avut loc pe vremea când acesta era primar al orașului Hamburg. Scholz ar trebui să explice de ce a fost nevoie de o intervenție a Ministerului de Finanțe pentru ca autoritățile locale să ceară rambursarea milioanelor de euro câștigate în cadrul schemei de către Warburg, o importantă bancă locală. Și discut mai multe despre implicațiile acestui scandal, iată, cu cancelarul Germaniei, împreună cu Sorina Matei, editor al FNews. Bine te-am găsit, Sorina! Bună, Monica! Ce riscă Olaf Scholz, având în vedere că știm a existat un sondaj recent acum realizat care arăta că 48% dintre germani nu cred că va supraviețui acestui scandal, politic vorbind? Bine, Olaf Scholz are mai multe scandaluri la activ, ca să spun așa, numai că scandalul cu X-Files, pentru că este vorba de o investigație de presă care a plecat de la o serie de documente pe care au pus mâna jurnaliștii europeni, care implică într-adevăr o serie de bănci, peste 100 de bănci, deci e vorba de o tranzacție, o fraudă internațională și 1000, peste 1000 de agenți de bursă și avocați. Scandalul a început în 2017 și, bineînțeles, că problema Germaniei este că această fraudă fiscală care a implicat și impozitele pe dividende, în condițiile în care autoritățile locale din 5 state au returnat acestor bănci o serie de bani pe care nu trebuiau să-i returneze. Frauda văzută, descoperită de jurnaliști încă din 2017, are un total de peste 63 de miliarde de dolari, iar jumătate din bani vizează Germania, pentru că peste 36 de miliarde de dolari au fost retrași cu sprijinul autorităților locale din trezoreria Germaniei. Deci este vorba de banii contribuabililor. De aceea este atât de puternică această investigație. În 5 ani, bineînțeles că s-au sesizat autoritățile din 5 state și acum scandalul îl vizează pe Olaf Scholz, pentru că în acea perioadă el era primar al Hamburgului, iar procurorii din Hamburg au pus mâna pe o serie de e-mail-uri pe care le-au dezvăluit săptămâna trecută, în care apăreau tot felul de discuții între Olaf Scholz și o serie de parlamentari SPD, pentru că vorbim de implicarea SPD în această poveste, iar unul dintre apropiații lui Scholz avea în contul său peste 200 de mii de dolari primiți de la una dintre aceste bănci pentru a returna banii din trezorerie. Mâine Olaf Scholz va fi audiat în cadrul unei comisii parlamentare. Până acum parchetul din Hamburg a respins, este important de spus, a respins o plângere penală împotriva lui Scholz, deci nu poate fi, nu ne putem aștepta la faptul că Olaf Scholz va fi pus sub urmărire penală în acest scandal. Dar poziția este totuși incomodă, pentru că cel implicat din SPD este unul dintre apropiații lui Olaf Scholz. Cancelarul a spus că nu știa nimic de această fraudă în care era implicat apropiatul său, că își pune la dispoziție e-mail-urile, dar opoziția în continuare suspectează că unul dintre pionii acestei scheme a fost chiar Olaf Scholz, când era primar al Hamburgului și parlamentar al SPD. Deci vizorul acestei anchete pe fraudă fiscală este chiar SPD-ul, dar, într-adevăr, așa cum ai spus și tu, Olaf Scholz este, de când a început războiul din Ucraina, este în cădere liberă în sondaje și SPD-ul, din cauza ezitărilor în ceea ce privește deciziile. Da.
referințele la Rusia și, bineînțeles, presa germană de 2 luni în continuu scrie despre criza gazelor și criza electricității care șubrezește Germania și veniturile populației. Rămâne să vedem, pentru că acest lucru se întâmplă într-un context extrem de interesant. Am văzut scandalul care a vizat Marea Britanie și căderea premierului Boris Johnson, scandalul din Italia cu premierul Mario Draghi și iată acum cea mai puternică economie a Europei. Rămâne să vedem ce se va întâmpla, pentru că dacă ar fi să plece cancelarul Olaf Scholz, probabil ar fi, ar urma o perioadă cel puțin tulbure pentru Germania. Îți mulțumesc, Sorina, pentru intervenție. Mulțumesc.